Bună ziua tuturor, bine ați revenit la episodul 2 din seria de videoclipuri pentru cei care se gândesc să facă medicina ca o profesie sau pentru cei dintre dumneavoastră care se gândesc cum ajung ăștia medici și în acest clip vreau să vorbesc despre perioada de rezidențiat, care este o perioadă, din punctul meu de vedere, esențială pentru a te dezvolta ca medic. Este mai dificilă, mai importantă decât perioada facultății de medicină, pe care am acoperit-o în videoclipul precedent. Dacă facultatea de medicină este destul de clară, ai o structură foarte clară, te duci la cursul respectiv, dai examenul respectiv, urmează următorul curs și tot așa, în rezidențiat treci de la acel program foarte structurat la un program foarte nestructurat, unde trebuie să înveți efectiv să fii medic, să aplici practic ceea ce ai învățat, dar nu te mai ține nimeni de mână. Sau, mă rog, mult mai puțin decât în anii facultății. Și experiența mea a fost destul de dificilă, sincer să vă spun în rezidențiat, nu pentru că nu am vrut să învăț anumite lucruri, dar uneori mi-era dificil efectiv să fac anumite proceduri, mi-era dificil să văd anumite carzuri, pentru că uneori poate nu se puteau explora așa cum trebuia, și era o discrepanță foarte mare între ceea ce citeai în ghidurile internaționale actuale legate de tratamentul anumitor boli și ceea ce se făcea în practică. Și asta este o problemă foarte mare. În special în România, eu consider că programul de rezidențiat necesită îmbunătățiri majore. Nu spun acest lucru ca o critică vreau să fie o critică constructivă. Mi-aș dori, sincer, ca programul de rezidențiat în România să fie mai structurat, să existe niște obiective clare. Când fiecare rezident care începe rezidențiatul ar trebui să aibă o întâlnire față în față, personală, individuală cu coordonatorul său, în care să se stabilească niște ținte clare care trebuie atinse și să fie în fiecare an revizuită această întâlnire dacă s-au atins acele obiective. Dacă s-ar face lucrurile în acest mod, eu cred că satisfacția rezidenților cu programele de pregătire ar fi mult mai mare. Acest lucru se face în străinătate, în România nu prea s-a făcut, cel puțin experiența mea. Dar asta a fost, nu știu, experiența mea între 2012-2017. Din câte am înțeles, lucrurile s-au mai îmbunătățit, vorbind cu, cu rezidenții care au terminat după mine, s-au mai făcut niște liste de proceduri, un jurnal de proceduri care se scosese pentru nu știu care motiv în momentul în care am făcut eu rezidențiatul. Au mai fost și alte experimente care s-au întâmplat în perioada în care am făcut eu rezidențiatul, de exemplu, în pneumologie, rezidențiatul era de 5 ani de zile. În perioada în care am făcut eu rezidențiatul, a fost redus printr-o decizie, din punctul meu de vedere, total neinspirată la 4 ani. Și, practic, eu am pierdut un an de pregătire pentru un experiment și, ulterior, s-a revenit la programul de 5 ani pentru că, efectiv, nu era uh, suficient, din punctul meu de vedere. Dar na, asta este. Fiecare știți, știți cum este. Nu vreau să mă plâng neapărat. Am învățat foarte multe lucruri foarte importante din rezidențiat. Am învățat să înțeleg cum este realitatea în societatea românească, ce este, ce înseamnă sănătatea în societatea românească și unele probleme legate de accesul la servicii de sănătate, tot felul de... Mentalități care împiedică pe oameni să fie sănătoși, boli care, nu știu, ar fi putut să fie prevenite dacă nu știu ce s-a întâmplat, multe lucruri, multe probleme sociale, multe lucruri pe care nu le, nu te gândești la ele până efectiv nu lucrezi. Și am învățat foarte multe lucruri din acest punct de vedere. Cum să, nu știu, să înțelegi pacienții care poate nu își permit anumite tratamente cum să improvizezi în anumite situații de acest gen, cum poți să ajut, totuși, deși nu poți să aplici cele mai recente ghiduri. Deci toate aceste lucruri le învățați în rezidențiat în România. Și știu că unii dintre dumneavoastră se gândesc dacă se facă rezidențiat în România sau în străinătate. Din punctul meu de vedere, consider că este foarte important măcar o perioadă din rezidențiat să o faceți în România. Cred că o să învățați foarte multe lucruri. Pentru că în străinătate, cum v-am spus, intrați într-un program foarte structurat. Dar programele structurate au tendința de a și robotiza un pic oamenii și vă spun acest lucru foarte sincer. E important să înveți ca la carte, dar uneori e important să înveți și din, nu știu, știința străzii, cum ar veni, mă rog. Dar un pic, dar, dar, efectiv trebuie să vă gândiți că există țări în lumea aceasta unde poate veți avea o, ocazia să lucrați, unde este chiar mai rău ca în România. Și e bine să aveți experiența unui rezidențiat în România, măcar un pic, ca să înțelegeți cam care pot să fie lipsurile, ca să fiți niște medici mai buni, mai adaptabili. Pentru că nu întotdeauna o să aveți acces la cele mai bune uh, explorări, etc. Nu toată lumea va lucra în centre universitare cu aparatura de ultimă generație, etc. Unii dintre noi vor ajunge să lucreze poate în orașe mici, poate în dispensare unde abia avem posibilitatea să facem o injecție sau ceva de acest gen și trebuie să vă dezvoltați niște reflexe medicale și în acea situație, sau măcar să recunoașteți problemele cu, situațiile cu risc, să știți unde să trimiteți mai departe dacă cineva are o problemă. Dar mă rog, asta e așa ca o chestie foarte vagă. Ce nu mi-a plăcut mie în rezidențiatul din România, cum v-am spus, a fost această lipsă de structură și dacă dacă ar fi, ar fi fost această posibilitate ca fiecare dintre noi când începeam rezidențiatul să stăm efectiv de vorbă cu coordonatorii noștri și să se facă niște obiective clare pentru fiecare dintre noi în funcție de preferințele sale, dar efectiv să fie niște obiective clare scrise și pe care să fie re reevaluate în fiecare an. Dacă s-ar fi făcut așa, probabil cu toții am fi fost mult mai fericiți la final și am fi învățat mult mai multe. Problema mare care a fost în rezidențiat, în perioada în care am făcut eu rezidențiatul, a fost că nu se făceau suficient de multe proceduri practice. Nu știu cumva, rezidenții nu erau lăsați să facă. Nu, nu știu dacă chestia asta era din lipsa de interes al doctorilor din spital, dar pur și simplu este un cadru legal bizar în România. În sensul că medicii rezidenți trebuiau mereu să lucreze cumva sub o supraveghere absolut intensă, ca și cum erai student, ceea ce nu mi se pare corect. Deci am văzut acest lucru și în alte țări unde ești lăsat liber, ți se dă responsabilitate din anul întâi, ai un număr de pacienți de care te ocupi, trebuie să faci toate, să, inve, să interpreteze CAG-uri, să interpreteze analizele de sânge, să alegi cine trebuie să fie evaluat de un senior, etc. Lucrurile acestea se fac în străinătate. În România nu ți se dă această libertate. Tot ce scrii, tot ce faci, trebuie să fie contraparafat de, mă rog, șeful tău. Ceea ce nu este chiar în regulă, pentru că totuși ai terminat o facultate de medicină și cred că pentru lucrurile mai nu știu, grosiere, ca să spunem așa, chiar și un rezident de anul întâi s-ar descurca foarte bine. Problema cu procedurile practice încă lasă anumite sechele, sincer pentru mine, pentru că unele lucruri ar fi trebuit probabil să fac mai mult din aceste proceduri în timpul rezidențiatului și na, nu a fost posibilitatea, ca să spunem așa. Am încercat să umplu aceste goluri prin diverse stagii în străinătate și ulterior după ce am terminat rezidențiatul. Dar era frumos dacă se făceau aceste lucruri în timpul rezidențiatului ca să terminăm totul cu bine și să fim gata de muncă. Dar ceea ce s-a întâmplat a fost că pe lângă terminarea rezidențiatului a trebuit să mă gândesc să fac niște lucruri în plus ca să-mi completez golurile. Nu zic că a fost imposibil, s-a rezolvat, dar a fost un pic neliniar. Deci dacă vă așteptați la un traseu liniar în rezidențiatul românesc, nu este chiar liniar, trebuie să întotdeauna să fiți cu ochii în patru pentru oportunități de a face mai multe proceduri, de a învăța lucruri noi, de a vedea cazuri rare, de a discuta cazuri, de a merge la conferințe, la cursuri. Toate aceste lucruri este important să fiți activi în timpul rezidențiatului pe cât posibil, pentru că veți avea o experiență mai pozitivă. Deci dacă așteptați să vă învețe cineva ceva în rezidențiat, nu știu dacă e cea mai bună variantă. Acest lucru funcționează în țările dezvoltate, unde există, cum v-am spus, această structură. Există un coordonator care stă după tine și urmărește dacă ți-ai îndeplinit toate obiectivele. În România nu prea există acest lucru. Cum v-am spus, nu prea există aceste jurnale de proceduri în care să se logheze efectiv ce ai făcut, când ai făcut, să discuți în mod formal cazuri cu supervisorii tăi, ca să spunem așa. Nu prea există acest lucru. Deci, mă rog, asta era ce puțin a fost experiența mea. S-ar putea unii oameni să fi avut o experiență mult mai pozitivă în rezidențiat, alții să nu fi avut această experiență. Acum, nu este totul negativ. Faptul că s-au făcut, nu știu, poate mai puțin, eram mai judicioși cu a face procedurile sau făceam mai puține proceduri, poate e un lucru bun, pentru că uneori în alte țări eu am văzut în străinătate unde poate se fac prea multe din punctul meu de vedere sau uneori nu se fac în condiții de siguranță pentru că oameni care nu au experiență trebuie să facă niște lucruri destul de invazive. Și Mă rog, nu este întotdeauna, dar este un mediu controlat, nu zic, nu critic, în străinătate totul este per, nu este, ori nu este bun, ori este prea bun. Este, sunt și acolo cu, cu bune și cu rele. Dar, per total, da, era, era, frumos dacă, dacă făceam mai multe lucruri practice. Dar, na, așa ca să vă spun în rezidențiat, este foarte, foarte important dacă puteți să citiți la caz. Dacă vreți să învățați în rezidențiat, nu mai este ca în facultate să vă așezați efectiv și să citiți ceva, să citiți un capitol întreg, nu aveți luxul acesta. Trebuie să încercați să vă notați la caz, în fiecare zi, dacă puteți să citiți câte un pic, 5 minute să vă clarificați anumite lucruri care s-au întâmplat peste zi. Deci, de exemplu, dacă sunteți într-o gardă și șeful de gardă, să spunem, șeful dumneavoastră, medicul specialist, ia niște decizii foarte rapid, de exemplu, prescriu antibioticul ăsta în doza asta, bla, bla, bla e important să vă întoarceți acasă și să deschideți așa un pic o carte și să vedeți dacă lucrurile acelea s-au făcut conform ghidurilor dar nu neapărat ca să-l criticați pe șeful dumneavoastră, ci doar să vedeți dacă, să vă verificați mental dacă se potrivește, dacă are sens în cazul respectiv, dacă existau și alte variante de tratament, pentru că toate aceste lucruri vă vor ajuta pe viitor. Se vor solidifica în mintea dumneavoastră anumite um, reflexe pentru a nu vă gândi efectiv când ajungeți să lucrați ca medici specialiști, să nu stați să vă gândiți, mai dar oare în cazul ăsta ce ar trebui să fac și nu știu ce, să aveți niște răspunsuri destul de rapide. Acum nu trebuie să deveniți roboți. Este foarte important să vă puteți adapta. Există cazuri și cazuri. Pacienții sunt foarte diferiți. Deci, dacă aveți posibilitatea să interpretați mereu, la caz lucrurile, să vă puneți întotdeauna întrebări dacă strategia care v-a prima în cap este cea potrivită, toate aceste lucruri sunt foarte importante. Deci, na, asta aș zice că este o chestie despre rezidențiat. Când alegeți să faceți rezidențiatul, alegeți bine. Investigați unde sunt spitalele, unde se face bine, vorbiți cu rezidenți care lucrează deja acolo, stabiliți-vă dacă nu se stabilește de către coordonator o listă de obiective, stabiliți dumneavoastră o listă de obiective, urmăriți curicula. Există curicolele pentru rezidențiat, chiar dacă nu aveți un jurnal de pregătire, mă rog, încercați să bifați tot ce scrie în curicula respectivă. Chiar dacă poate nu o să vă ajute nimeni să faceți acest lucru, efectiv... Să încercați în mod formal, informal, prin cursuri, prin alte uh, conferințe, prin alte discuții, mergeți la alte spitale, dar să încercați să bifați tot ce scrie în curicula respectivă. O să fie foarte, foarte important mai târziu în viață. Și altă chestie pe care vă recomand, care nu știu, poate în România nu se face încă foarte mult, este să strângeți mai mult decât diplome. Mult, mulți dintre medici ajung să strângă tot felul de diplome, că au fost la conferințe, etc. Dar trebuie mai mult decât atât. În străinătate nu e suficient doar să ai diplome de la conferință. Trebuie să ai liste de pacienți văzuți, cazuri pe care le-ai văzut, câte proceduri ai făcut din fiecare, câte cazuri de BPOC ai văzut, câte operații de apendicit ai făcut. Toate aceste lucruri trebuie să le notați, și dacă aveți cazuri care au fost speciale, să spunem așa, asta e un sfat pe care pot să vi-l dau. Să, vede, să zicem, ați văzut un caz foarte rar într-o zi. La sfârșitul zilei, dacă puteți, dacă aveți o, un document pe internet, un Google Drive, ceva, o chestie, unde efectiv să scrieți acolo câteva cuvinte despre cazul respectiv, un paragraf, ce va impresiona la cazul respectiv, e foarte important să spuneți o dată. Diagnosticul și câteva reflecții ale dumneavoastră legate de acel caz. Și dacă strângeți acest portofoliu cu, cu tot ce ați făcut, proceduri, e un jurnal pe care trebuie să l îl întocmiți, în momentul în care veți aplica pentru un job mai târziu, peste ani de zile, efectiv, când vă întreabă cineva, da, ce experiență ai cu cazurile de fibroză chistică, să spunem așa? Poftim, uitați, am văzut X cazuri. Bine, nu puneți numele pacienților acolo, dar am văzut 15 cazuri, uitați, așa s-a făcut tratamentul, asta mi s-a părut interesant și dacă aveți aceste lucruri structurate în rezidențiat, o să ieșiți mult mai bine pregătiți. Asta vă spun, în ideea în care puteți și în România să învățați foarte mult în rezidențiat, dar trebuie să fiți, trebuie, nu știu cum, trebuie să fiți ambițioși. Trebuie să trageți de el, trebuie să trageți de coordonatorii dumneavoastră să vă arate chestii. Dacă cineva nu vă arată, mergeți și vorbiți cu altcineva. Nu stați într-un loc și așteptați să treacă timpul, pentru că este păcat. Este păcat că sunt 4, 5 sau 6 ani din viață pe care îi petreceți efectiv stând degeaba. Și nu merită, pentru că mai târziu o să vă fie mult mai ușor dacă învățați bine rezidențiat, dacă vedeți multe cazuri, dacă vă formați o experiență, dacă vă solicitați să vi se dea cât mai multe responsabilitate. Este o perioadă extraordinar de frumoasă, este o perioadă grea. O să vă solicite mental, psihic, fizic. Deci eu am avut. Pe, în rezidențiat, în primii doi ani de rezidențiat, eu nu eram prea bine din punct de vedere al sănătății, pentru că eram stresat, aveam niște gărzi foarte dure și chiar era, era greu. Nu neapărat, nu știu, în pneumologie, în pneumologie cred că e mai ok în gărzi, deși și acolo e greu, dar la medicina internă erau niște gărzi absolut groaznice, erau efective puizante, puizante. și... Na, în rezidențiat faci tot felul de rotații, adică te duci prin mai multe specialități. E, e greu, e o perioadă dificilă. Vă spun acest lucru doar ca să fiți atenți că există perioada asta care vine. Deci după ce terminați facultatea de medicină, să fiți pregătiți, să fiți gata, să dați tot ce puteți ca să învățați cât mai mult în acei ani de rezidențiat, ca să vă rămână cât mai puține goluri când terminați rezidențiatul. Asta e, asta e scopul. Dar nu vă spun asta ca să vă descurajați că nu, gata, trebuie să fac rezidențiatul în străinătate. Nu neapărat. Nu neapărat. E bine să aveți o experiență în străinătate și o să vă explic acest lucru în videoclipul numărul 4 din această serie, dar pe de altă parte și în România se poate face, dar trebuie să trageți un pic mai tare. Asta e tot ce pot să vă spun în acest videoclip despre rezidențiat. Mult succes și ne vedem în videoclipul următor în care discutăm ce se întâmplă după rezidențiat când trebuie să găsim un job și cum poate să fie și acolo un pic dificil. Mulțumesc pentru vizionare, pe curând!